Ghiță Morgăian a plecat la domnul. A fost cel mai mare din unchii mei, din partea mamei. Îmi amintesc de el încă din primii ani ai copilăriei. Era un om pedant, cu gusturi rafinate și cu o ținută ireproșabilă. Puteai fi ușor incomodat în prezența lui. Îmi amintesc și acum când ne corecta poziția la masă și felul în care mâncam supa de pui. A fost un om pasionat de muzică. Contribuția lui în bisericile penticostale a fost una revoluționară prin educarea și formarea de formații muzicale, cor de copii, cor mix, etc. Am fost unul dintre elevii lui cântând în corul mix al bisericii pe stâncă Șoimoș. Cu exigența lui și dăruirea pentru cântare, ne-a adus la maximul cât putea lucra cu niște copii și oameni, fără cunoștințe muzicale serioase, doar hălțuiți cu talent nativ. Tot ce a făcut, a făcut din pasiune pentru Dumnezeu și dragoste față de oameni. M-a iubit, îmi spunea, ne poate. Iar mereu când mergeam la Șoimoș, își dorea să povestim. Era pasionat de Evanghelie și pasiunea l-a împins nu de puține ori să facă lucruri pe care alții le-au digerat mai greu. Evanghelia pe care o predica Ghiță a fost una practică. Numai Dumnezeu știe câți oameni au fost ridicați prin scrisorile lui, vizitele lui, darurile de haine și alimente trimise în pușcăriile din România. A fost un om curajos, un om care nu s-a temut să o ia de la capăt și mereu a făcut asta. L-am iubit pentru ceea ce a fost el și familia lui. Acum o lună și jumătate am fost la Șoimoș împreună cu Lavinia și l-am vizitat. Era slăbit și abia vorbea. Își pierduse curajul și forța de a mai lupta. Era speriat și vizibil derutat. Nu l-am recunoscut. Mi-a spus că se teme să nu aibă Parkinson. L-am luat de mână și ne-am rugat. Am implorat mila lui Dumnezeu și am sperat într-o minune. Am plecat apăsat în suflet, meditând încă o dată la ce este omul, la cât de repede coborâm după ce am urcat dealul vieții. Am realizat cât de ușor irosim anii în lucruri mici și ne trezim că ajungem la capăt fără să ne fi terminat alergarea încredințată. Plecarea unchiului Ghiță mă doare. Rămâne o mamă la 91 de ani care își plânge odorul și soarta nemiloasă a unei vieți trăită în valea plângerii. Rămâne familia și noi cei mulți care vom continua alergarea pe drumul care ne-a mai rămas. Drum bun, unchiule, drum lin spre casa eternă. Mă voi ruga însă lui Dumnezeu ca el să mânghe familia greu încercată, pe mătușa Ica și copiii, Sergiu, Gianina și Tibi, împreună cu familiile lor, anunță Dani Lela pe pagina lui de Facebook.